Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Deva, aferentă lunii în curs. Cel mai așteptat punct de pe ordinea de zi a fost proiectul de hotărâre inițiată de patru consilieri locali, câte unul de la PNL, PRE, UDMR și USR, privind ieșirea municipalității de Vene din Asociația Salvital, cea care, până de curând, coordona activitatea SMURD din județul Hunedoara. După discuții destul de îndelungate, proiectul de hotărâre a fost adoptat de consilierii locali de Veni. Ferdinand Pogăcean, viceprimar al Devei și unul dintre inițiatorii proiectului de hotărâre, a explicat de ce s-a votat pentru ieșirea din Salvital. Astfel, principalul motiv al ieșirii primăriei municipiului Deva din Salvital fiind acela că, odată cu trecerea majorității paramedicilor SMURD la pompieri, la sfârșitul anului trecut, după aprobarea unei legi în acest sens, susținută chiar de membrii asociației din județ, aceasta nu mai are ca obiectiv de activitate acordarea de asistență medicală calificată. Da, pot să vă spun că inițiatorii ne-am întâlnit săptămâna trecută și l-avem pe domnul Lucian Mara, care este participă la ședințele AGA, chiar membru AGA, și acolo a fost o modificare de statut care nu mai reprezintă servicii pentru municipiul Deva. Este dureros că au mai rămas câteva persoane acolo. Ce este trist pentru Deva și chiar ne pare rău, știți foarte bine că am participat cu acei 50 de bani, Salvitarul în statut nu mai are asistență medicală și nu poate să asigure acest serviciu. Inițial ne-am gândit, înainte să aflăm această treabă, că îi putem ajuta să-i contractăm pentru servicii medicale, ambulanță, doctor, asistent la manifestările sportive în cadrul clubului sportiv municipal. Dar pentru că nu pot asigura prin statutul lor asistență medicală, am fost de acord cu ieșirea din Salvital. La votarea proiectului au fost prezenți 17 consilieri locali. Pentru ieșirea municipalității de Vene din Asociația Salvital au votat 12 consilieri, fiind vorba despre cel al UDMR, cei doi de la USR, reprezentanta PRE și 8 de la PNL. Împotriva au fost cei doi consilieri locali ai PSD prezenți, tot atâția de la PRE și singurul reprezentant AUR rămas în sală la momentul votului.